După dezastrul din Grecia, unde am pierdut cu 3-1, aseară băieții lui Pisurcă și-au arătat pentru a doua oară neputința în fața unui adversar mult mai experimentat care a știut să gestioneze din punct de vedere tactic meciul retur. Naționala Greciei a fost superioară și a obținut o calificare meritată, tricolorii luptând și dorindu-și calificarea, numai că din păcate elenii s-au dovedit a fi superiori la finalul celor 90 de minute. Lucru recunoscut și de jucătorii naționalei. Au jucat mai bine ca noi, au fost echipa mai bună și merită să meargă la mondial. Putem să spunem că și mai experimentat. S-a văzut astăzi în teren. O echipă foarte bună, a stat foarte bine în teren, nu ne-am creat foarte multe ocazii de gol, deși am dominat jocul. Asta a dus la pierderea calificării. Trebuie să fim conștienți că oricum am făcut, chiar dacă acum lumea mă va critica pentru ce zic și mă va lua în derădere, la ora actuală, pentru valoarea care avem, am ajuns la un baraj cu Turcia și Ungaria în grupă, două echipe care au jucători care joacă la cel mai înalt nivel. Lumea n-a fost mulțumită de acest lucru. Noi toți ne-am dorit și am fost conștienți că putem să trecem de acest baraj, dar când am dat de o echipă foarte bine organizată și foarte matură, n-am clacat toți. Neputința națională a fost taxată și de oamenii din fotbalul românesc. S-au repetat greșelile din tur. Trebuie să recunoaștem că din 4 reprize, 3 le-au aparținut și meritat merg mai departe. Chiar dacă nu au un joc spectaculos, toată lumea cunoaște jocul Greciei, dar este extrem de eficient și, din păcate, am intrat și noi în jocul lor, ne-am mișcat puțin în atac. Doar în momentele în care a fost o circulație bună de balon și o dinamică bună a jucătorilor, i-am pus în dificultate. Râdeați de mine la Atena când m-a spus că e echipa așa de slabă, n-am văzut de 20-30 de ani. Și azi la fel. E păcat de publicul excepțional. Românii sunt un popor care la astfel de momente se strâng uniți. Suntem un popor talentat, dar din păcate de foarte multe ori în istorie dovedim că nu știm să ne alegem conducătorii. Iar talentul nu se poate pune în valoare fără conducători iscusiți. În condițiile astea, cred că din păcate noi nu vom mai prinde peste 20 de ani, când, sau eu și vom prinde, vom fi bătrâni atunci. Maxim, cum vi s-a părut? Extraordinar de slab. Și el a spus, pentru că în mare parte, ca și Mățel, și Mățel la fel, și toți au fost foarte slabi. L-a făcut presa pe Maxim, era un fel de Messi, dar nu era băgat în echipă. Iar l-ați văzut ce era randamentat data astăzi. De fapt, toți au fost zero. Dacă jucam și celelalte 3 reprize cum am jucat-o pe ultima, cred că aveam calificarea la dispoziție. Păcat! Nu. Repriza a doua a dovedit că avem jucători de valoare. Repriza a doua. Am jucat un fotbal... Cine e de vină, domnul Poromboiu? Cineva e de vină, dar nu... Cine? Timpul a fost foarte favorabil astăzi pentru fotbal. Nu putem da vina pe timp. Nu. Eu spun că repriza a doua a fost o repriză excelentă. Nici n-au ajuns. Puteam să stau și eu în poartă. Pentru că n-a avut niciun fel de... niciun atac. Surpriză plăcută. Păcat că... am luat. Dacă jucam și acolo, cum am jucat repriza a doua și repriza a întâi, jucam tot la fel, ne calificam. Pe cine dă vina publicul, de exemplu? A fost excelent publicul. Dar mai prindem vreo calificare cât trăim? Eu sper să nu muriți așa de vreme. Dar aici se încheie povestea rănită despre Rio, șanse, calcule, amintiri și albume cu fotbaliști. Pe 6 decembrie, când e tragerea la sorți a grupelor de la turneul final, pentru noi românii este doar Moș Nicolae.